Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Gemeni pentru luna octombrie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Așa se scrie numele meu, cei care ați uitat sau poate sunteți mai noi pe acest canal. Așa se scrie, așa mă puteți găsi pe YouTube. Cu această ocazie țin să mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat canalului meu și apreciez enorm de mult acest lucru pentru că în felul acesta mă susțineți pe mine, pentru că eu să pot să vin să aduc din ce în ce mai multe tălmăciri pentru voi. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o și apăsați pe clopoțelul pentru notificări pentru a primi mesaje atunci când eu postez. Apreciez fiecare comentariu, fiecare vizualizare, vă iubesc din tot sufletul. După cum știți, sunt o tălmăcitoare spirituală, mai mult metafizică. Domeniul meu este parapsihologia, dar mă ocup și de tarot aici pe canalul de YouTube. Tălmăcirile mele sunt un pic mai complicate, un pic mai avansate din punct de vedere spiritual, dar voi începe cu o tălmăcire simplă aici, pentru toată lumea, pe înțelesul tuturor. Cei care doriți tălmăciri avansate, nu v-am uitat, în partea a doua urmează interpretarea metafizică a energiilor din inima, mintea și spiritul vostru. Energii cu care v-am obișnuit, dar voi începe cu ceva simplu pentru toată lumea. Energiile curente, da? Vor fi pentru gemeni. Nu trebuie să fiți foarte avansați spiritual ca să înțelegeți aceste lucruri, dar cei care vă doriți mai complicate lucruri, știți că eu, Camizea, face lucruri complicate, în partea a doua le vom face pe acelea. Oricine dorește să urmărească, nu trebuie să fii mare avansat, mare nu știu ce, ca să urmărești. Oricine poate să urmărească și sunt foarte, foarte multe lucruri spirituale acolo care apar. Domeniul meu. Avem treiul de cupe. Scuzați-mă, e treiul de spade. Este inima cu spadele în ea. Treiul de spade reprezintă energia voastră cu care intrați luna octombrie, dragii mei gemeni, inima rănită, din păcate. Încă mai sunt sechele în inima voastră, dacă nu sunt de acum de curând, sunt de mai multe vreme energii care v-au afectat emoțional. Vin, iată, și ies la suprafață în luna octombrie. Dar ce se întâmplă cu gemenii? Lângă treiul de spade avem șaptele de monede. Este vorba despre o situație în care vă gândiți dacă să mai stați sau să plecați. Și spuneți așa, să rămân sau să plec. Dar mă afectează emoțional într-un mod negativ. Însă mai sunt și lucruri bune aici, vă spuneți. Poate să fie un loc de muncă la care spuneți nu mai îmi place, mă rănește, vreau ceva mai bun, dar încă îmi vin banii de aici, parcă n-aș pleca. Poate v-ați certat cu ceva locul de muncă. Dacă este vorba despre o relație de iubire, relație de iubire ce văd aici este că deși dacă este cazul să plecați, nu la toată lumea, dacă voi sunteți fericiți într-o relație de cuplu minunată, nu aveți de ce să plecați. Văd pentru persoana rănită că încă mai există un beneficiu dacă mai stă în această relație și anume un beneficiu material. Dacă nu este niciun beneficiu material și încă mai stai aici, probabil că mai aștepți ca această relație să crească, iubirea să crească, să evolueze. Dar atârnă în inima ta aceste spade. Oare este o așteptare zadarnică? Oare ți-ar fi mai bine să pleci de aici? Sau poate reușești tu să întorci această situație și să faci iubirea să crească? Ia să vedem. Care sunt șansele tale, dragă geamăn, pentru luna octombrie să crești această situație în beneficiul tău? Care este energia puternică care te influențează în prezent și cum poți lucra cu această energie? Pentru că este clar că în trecutul tău aduci cu tine aceste energii de a unei răni emoționale. Avem șasele de spade care ne spune că este mai bine să pleci, să te liniștești o perioadă. Deci este personajul care pleacă pentru a se îndrepta acolo unde sunt apele mai limpezi. Se spune să pleci, să pleci, pentru că vei fi mai bine. Dar ia să vedem. Vei pleca?
ce se întâmplă dacă pleci. Dar intenția ta va fi să pleci. Avem regele de monede în poziție răsturnată, nu te mai interesează, am spus mai devreme că poate mai ai un interes material într-o situație, nu te mai interesează interesul material. Ai să spui așa, întorc spatele acestei monede, o las să-mi scape din mână, nu mă mai interesează, nu mai să mă liniștesc. Nu mai doriți să vă implicați acolo, chiar dacă v-a fost bine cândva, vedem, dar de ce oare trebuie să plecați? Era în inima voastră. Vedem și regia de monede răsturnată. Deci, iată, două personaje de curte. Regele și regina care au puterea materială aici. De ce nu se mai rezistă în această situație și cineva trebuie să plece? Oare este concurența materială? Aici poate să fie într-o afacere, vedem, o concurență materială în care două persoane trebuie să investească și niciuna dintre aceste două persoane nu mai dorește să investească. Dar poate să fie și vorba despre o investire emoțională în care cele două persoane sunt foarte ambițioase și nu mai doresc să investească emoțional. Material sau emoțional, cele două persoane sunt întoarse pe dos, sunt persoane puternice. Nu este unul mai puternic decât celălalt. Îi văd ca fiind la același nivel, rege și regină. Sunt la același nivel cele două persoane. Dar nu mai doresc să mai facă nimic unul pentru celălalt. Nu se urăsc, nu se bălăcăresc, nu sunt, știu eu, agresivi. Pur și simplu nu mai au chef. De acelea venit, poate vor să-și facă o situație în altă parte de unul singur, mai bună, mai ambiție. Văd foarte multă ambiție la voi. Ia să vedem ce dați la spate, Geminii, în luna octombrie. Dați la spate o victorie, o ambiție, dați la spate. Deci poate că unii dintre voi renunțați la această ambiție. Vedem aici cum cineva dorește să iasă la suprafață cu orice preț. Dar în luna octombrie, pentru că s-a săturat să mai fie într-o anumită situație în care este competiție între cele două persoane, zice, lasă-mă că las eu de la mine. Era o vorbă populară care spunea, ăla mai deștept cedează. La voi, cred că veți fi voi cel mai deștept, pentru că este posibil să doriți să cedați această luptă, doriți să cedați. De ce? Poate ați obosit să vă luptați? Nu mai este nimic acolo? Ați obosit, aveți regina de bâte pe care o dați la spate, ambiția din nou ne cade, energia aceasta. Dacă voi sunteți femeie, vă scade ușor energia, cred că obosiți. Este vorba despre o femeie care în orice situație era învingătoare. Însă această femeie nu își mai dorește să se lupte aici. Nu mai găsește pasiunea. Dați la spate. Ori voi dați la spate o femeie de acest gen, pe care pur și simplu nu mai doriți. Dacă sunteți bărbați și ați avut de-a face cu o femeie din aceasta pasională pe care v-ați dorit din tot sufletul să o cuceriți, poate chiar ați cucerit-o, nu mai vreți, nu vă mai atrage această persoană. Sau voi nu mai doriți să vă luptați într-o anumită situație. Avem spânzuratul aici pe care îl dați la spate, deci este clar că cei care v-ați simțit agățați într-o situație în care vă ținea acolo mai mult ambiția voastră sau pasiunea voastră, este clar că nu vă mai doriți această luptă. Nu vă mai interesează să fiți învingători, să participați la competiție, deși aveți anumite înclinații, aveți anumite puteri pe care nu doriți să le mai folosiți, ne spune tarotul. De ce? De ce? Ați avut pasiune pentru această situație. V-ați dorit să fiți învingători în această situație. Și într-o dată, iată cum, abandonați totul și vreți să plecați de acolo. Dar cineva v-a rănit emoțional. Probabil că de aceea nu mai vreți să vă mai implicați. Oare ce se află la orizont în viitorul vostru imediat? Este doar un moft temporar această dorință de a pleca? Sau o faceți de-a binelea? Aveți doiul de bute. Personajul care se uită în viitor, el se uită într-o altă direcție și își face planuri. Iată cum plecați de acolo. Dar nu plecați așa, pe un tărâm în care nu știți unde vă aflați.
Plecați de acolo și vă uitați în viitorul vostru. Nu degeaba plecați de acolo. Încotro vă îndreptați. Nu o să vă mișcați foarte repede, dar cel puțin planuri vă faceți. Ia să vedem. Aveți 7 de bâte în poziție răsturnată. Ați obosit să vă mai luptați. Oare este vorba aici despre un job în care se cerea foarte multă implicare din partea voastră și ați avut ambiție? Unii dintre voi văd acest lucru. Ați avut o mare ambiție aici să fiți deasupra și într-o dată nu vă mai interesează. Poate este o iubire sau o relație intimă la unii dintre voi în care ați fost pasional cu cealaltă persoană și într-o dată v-a murit pasiunea și vă uitați în altă direcție. Nu doriți să vă mai luptați cu o situație, doriți să vă eliberați de acolo. Pentru că devenise ușor stresantă această situație, se cerea foarte mult efort din partea voastră să demonstrați anumite lucruri pe care nu mai doriți să le mai demonstrați. Pur și simplu ați spus, nu mai vreau. Nu mai vreau. Și aveți împărătea sa în poziție răsturnată. Din nou, nu mai doriți să mai creșteți o anumită situație pentru care v-ați zbătut foarte mult. Știți cum este aici? Simt ceva care ați vrut foarte, foarte mult. Și în momentul în care ați avut, n-ați mai vrut. Dar despre ce este vorba? De ce n-ați mai vrut? De ce sunteți răniți dintr-o dată? Oamenii vor tot felul de chestii. Toată viața noastră vrem ceva. Vrem să avem o iubire cu nu știu cine, avem iubirea, nu ne mai place. Vrem, de aceea se produc despărțiri, de aceea un bărbat se îndrăgostește de o femeie, o vrea neapărat, când o are, nu mai vrea. Și femeia nu înțelege, de ce, domne, că m-a iubit, de ce nu mă mai vrea, de ce a dus după alta. Iată, aceste cărți ne spun de ce. Pentru că undeva această persoană a fost rănită în inima sa și a dorit foarte mult să-și demonstreze că poate să aibă un anumit lucru, l-a avut acel anumit lucru și acum nu mă interesează. Pentru că a fost o ambiție să aibă acel lucru, să aibă acea persoană. Și odată împlinit această ambiție și a demonstrat lui că este mare și tare și acum pleacă în altă parte. Ori voi plecați în altă parte, pur și simplu nu mai vă interesează. Dar ce se întâmplă cu voi? Sper să nu vă lase pe voi cineva în urmă. Că atunci nu o să vă convine vouă. Și noi lăsăm în urma noastră. Și noi suntem lăsați în urmă. Mai văd o femeie care întoarce spatele aici. O femeie care nu mai dorește să hrănească, dar simt totuși că este și o despărțire temporară. Nu văd aici un sfârșit definitiv și irevocabil, văd doar o chestiune de ambiție în care cineva dorește să demonstreze că este mai bun decât celălalt, că poate să trăiască și fără celălalt și că poate să-și vadă de treaba lui. Dar hai să vedem, oare este pe bună această nebunie de a pleca? Care este pasul următor, viitorul vostru? Să vedem, plecați, v-ați luat câmpii. Plecați, ia uitați-vă, v-ați luat moartea. Plecați, v-ați luat câmpii. Deci este sfârșitul unui drum. Într-o anumită situație din viața voastră, o chestiune, simt aici că este vorba despre o relație, dar nu acum de căsătorie. Poate să fie cu o prietenă cu care ați avut o ambiție, un prieten, o rudă, un vecin, la locul de muncă, un necunoscut cu care ați încercat ceva din ambiție, poate să fie oricine. Însă se produce sfârșitul unui drum aici. Se produce un sfârșit, dar nu cred că v-ați învățat încă lecția în acest sfârșit de drum. Să vedem, de ce este brusc, așa brusc acest sfârșit? Ori este o afacere în care ați dori să investiți și nu mai investiți. Se produce o schimbare de situație. Da. Optul de bâte în poziție răsturnată ne arată o schimbare de situație, un blocaj, închiderea unui drum. Închiderea unui drum ne arată și patrul de spade în poziție răsturnată este pentru că acest drum ducea la letargie, ducea nicăieri.
practic acest drum. În această situație vă simțeați lipsiți de putere, nu mai aveați efectiv chef să mai faceți nimic și stăteați așa într-o letargie. Și atunci ați luat această decizie să plecați într-o altă direcție. Și de acolo mai departe, probabil că se vor deschide alte drumuri, dar deocamdată tarotul ne spune că, într-adevăr, nu mai erați activi în această situație. Dacă este vorba despre o pasiune pe care ați avut-o cu cineva, nu mai simțeați pasiune. Sau persoana cealaltă nu mai simte pasiune. De ce oamenii se răzgândesc? Oameni care iubesc și care sunt atât de atașați pasional de o persoană, dintr-o dată nu mai doresc. Foarte multe lume suferă. Suferă enorm de mult din cauza acestor iubiri care se despart și nu știu de ce. Și plâng și își plâng efectiv aceste iubiri, aceste răni emoționale. Dar iată că la voi, ori voi plecați dintr-o situație, nu văd aici neapărat că ceva plânge sub nicio formă, pentru că, de ce nu plânge? Pentru că deja situația nu mai înflorea, nu mai mergea mai departe. Și cred că voi vă veți elibera de acolo și veți privi către viitor în altă direcție. Dar nu văd ceartă, nu văd ură, pur și simplu văd că nu mai există pasiune aici, nu mai există dorință. Viața noastră este guvernată de dorință. Întotdeauna ne dorim ceva. Dar, pe măsură ce îmbătrânim, viața noastră se plafonează, nu mai ne dorim nimica. Trăim așa, într-o relație în care iubirea nu mai crește, apar problemele, totul stagnează, ne plictisim. Cineva din zodia Gemeni își dorește pasiune, nu mai își dorește plictiseală. De aceea pleacă din această relație. Ori este geamănul, ori este cealaltă persoană. Poate să fie cealaltă persoană, în sfârșit de drum. Dar v-ați cam făcut aici, v-ați cam împlinit scopurile, vedem. Ori la muncă, ori afacere, ori prietenie, orice ar fi această situație, v-ați împlinit scopurile. Numai este de voi, vă doriți o nouă aventură. Vă doriți o nouă situație, undeva unde să vă simțiți un pic mai liberi. Oare de ce voi se teamă? Ia să vedem subconștientul vostru ce spune necunoscutul. Care sunt temerile voastre? Noi și două cărți, să le citim pe amândouă, îmi trebuie doar una. Am să-l citesc pe amândouă. Temerile voastre. Mamă, v-a căzut împăratul și împărăteasa. Deci aveți și regele și regina de monede, le aveți ca persoane dominante, deci este un cuplu întors pe dos. Și avem împăratul și împărăteasa față în față, în temerile voastre. De ce voi se teamă de această persoană? De ce voi se teamă de această uniune dintre cele două persoane? Pentru că aceste două persoane, vreau să fac o glumă, sunt Tandea și Mandea. Aceste două persoane se merită una pe alta. Se merită. Ori vă doriți căsătorie și nu ați dorit să vă căsătoriți cu această persoană, ori dacă ați fost căsătoriți aici sau a fost un contract de muncă, voi se teamă de acest contract. Wow! Voi se teamă de această uniune. Voi se teamă de puterea acestei persoane. Dar și voi sunteți puternici. De ce voi se teamă de această persoană? Aveți șasea de cupe. Este o teamă nerezolvată din copilăria voastră. Oare părinții voștri sunt aceștia, împăratul și împărăteasa? Este exemplul pe care l-ați văzut la părinții voștri și nu doriți să ajungeți așa? Mulți spun, părinții mei au avut o relație toxică, au avut o relație, nu-mi doresc să ajung așa ca părinții mei. Mulți oameni se uită la relația dintre părinții lor și spun, nu înțeleg de ce acești oameni au stat împreună, s-au sacrificat pentru noi, dar iată, vine din copilăria voastră această teamă. Oare care a fost relația dintre părinții voștri? Gândiți-vă. Și ce anume, din ceea ce ați văzut la părinții voștri sau la cineva din neamul vostru, vă sperie și v-a speriat din copilărie. Acolo stă rezolvarea la voi. Și avem șaptele de cupe în poziție răsturnată. Aspecte emoționale,
foarte diverse în această familie, dar ele sunt întoarse pe dos, sunt aspecte emoționale neexplorate, rămase fără răspuns aceste aspecte emoționale, pentru că cineva a trăit probabil o relație, iată, strămoșii voștri, părinți sau cine sunt, au trăit o relație în care nu s-au explorat emoțional unul pe celălalt. Și emoțiile au fost întotdeauna întoarse pe dos, iar voi asta ați văzut în copilăria voastră. Voi se teamă să explorați aceste emoții? Nu știți? Voi se teamă? Ia să vedem abordarea conștientă a acestei situații. Unde vă duce în această lună pe cei din zodia Gemeni? Casa și familia, vă cade din nou familia. Vă doriți o familie fericită, vă doriți o familie unită, o veți avea. Acesta este scopul vostru, este, și dacă este vorba de un loc de muncă, trebuie să fie exact ca și familia, să vă simțiți acasă. Acasă la voi trebuie să fie liniște și pace. Acasă la voi persoane trebuie să vină și să aducă în casă tot ceea ce este mai bun pentru copii, pentru toți ai casei. Este clar că ceva nu a mers dacă cineva pleacă. Avem nouăle de cupe. Cineva dorește să se simtă liber. Dorește să se simtă în abundență, la el acasă, să facă ce vrea, să nu mai asculte de nimeni, să nu mai dea socoteală nimănui. Și avem îndrăgostiții. Dorește să iubească liber. Îndrăgostiții sunt cei care iubesc pe ce doresc și când doresc și nu sunt legați de obligații, nu sunt legați de faptul că ne judecă lumea, nu sunt legați de contracte lumești de căsătorie. Îndrăgostitul iubește cu inima, cu sufletul, cu trupul, cu mintea, iubește cu toată ființa sa pe cine vrea și când vrea. Dar, din păcate, aceste contracte lumești ne pun în situații că iubim pe cine vor, nu știu cine. Și iată cum, pentru Gemeni se ajunge în această lună, unii dintre voi veți reuși să desfaceți niște contracte lumești, vedem aici, cu persoane cu care nu mai rezonați și să vă orientați către căutarea iubirii libere din suflet. Dar nu sunteți niște aventurieri, vă doriți casă și familie. Deci deocamdată până să căutați casa și familia, va trebui să alegeți pe aceste principii de libertate cu cine faceți casă și familie. Nu vă place să fiți constrânși, vedem. Vă place iubirea liberă. Iubirea liberă. Foarte frumos acest concept care va domina luna octombrie pentru Gemeni. Cei care doriți să asistați la tălmăcirea metafizică și mesaje din partea spiritului, mesaje mai complicate, metaforice, eu mă întorc imediat. Dacă nu, este ok. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit și până aici. Ne întoarcem. Am revenit pentru abonații fidei ai canalului meu care doriți răspunsurile metafizice și interpretarea energiilor curente pentru cei din zodia Gemeni. Avem tarotul multidimensional transparent cu care fac traducerea acestor energii pentru voi. Vom citi astăzi pentru Gemeni energia inimii voastre, a minții voastre și vom aduce mesajele spiritului. Oricine poate să urmărească aceste tălmăciri metafizice, veți începe să înțelegeți din ce în ce mai mult despre ce este vorba. Important este să urmăriți chiar și la alte zodii, pentru că apar învățături, apar tot felul de mesaje. Cei care o cunoașteți pe Zeia, Zeia este ghidul meu spiritual, ea vine din când în când și vorbește pe acest canal, facem ședințe de channeling. Dacă nu ați văzut acele ședințe, voi pune în descrierea videoclipurilor link-urile cu ședințele de channeling cu Zeia, cu învățăturile spirituale, învățături senzaționale care vin din partea spiritului pe acest canal. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă pentru ca eu să îmi dau seama că mă susțineți. Faceți comentarii, comentați să facem aceste videoclipuri cele mai comentate.
În felul acesta, canalul nostru poate să fie promovat, să o putem aduce pe Zea din ce în ce mai mult, să vorbească cu publicul. Trebuie să fac eu eforturi deosebite pentru a putea să produc aceste ședințe channeling. Este un efort mental. Dar pentru gemeni, energia inimii voastre, vom vedea prima carte, avem fluturele. Am mai căzut fluturile și la altă zodie în inimă. Fluturele este, iată, cel transformat, metamorfozat. Deci inima voastră este transformată. Fluturele este liber. El zboară. Libertatea de a iubi. Din nou ne apare acest mesaj, libertatea de a iubi pe cine doriți atunci când doriți. Fluturele este ușor, el plutește, el zboară unde dorește, se înalță deasupra, inima voastră se înalță deasupra. Aceste metafore, aplicațiile inimii voastre. Inima voastră este ușoară, plutește, inima voastră se înalță deasupra, inima voastră este metamorfozată, inima voastră este ușoară, inima voastră fâlfâie. De acolo vine și această expresie că ai fluturaș în stomac. Vine din centrul inimii. Inima voastră palpită. Fluturașul în stomac este cel care dă din aripi, este undeva închis în centrul nostru plexus solar și este închis acolo. De ce? De emoție. Și când îi dăm drumul să zboare, el, iată, transformă centrul inimii voastre. Puritate vedem aici, vedem o floare albă. Inima voastră dorește să fie liberă, să iubească. Dorește un nou început, inima voastră a fost încercată. Avem regele de bâte, pasiune. Wow! Pasiunea întâlnește fluturele, care este un personaj ușor care plutește, apare regele de bute care este un personaj puternic. Inima voastră plutește cu ușurință și dintr-o dată devine pasională. Atunci când se aprinde, acest foc al pasiunii în inima voastră, vedeți atunci cum acest fluture devine așa o pasăre imensă. Cei care sunteți bărbați, o să se deschidă centrul inimii voastre și o să aveți o mare pasiune intimă pentru ceva. Cel puțin dorință. Dacă nu pasiune, dorință măcar se va naște în inima voastră. Dacă sunteți femeie, veți face pasiune pentru un bărbat. Un bărbat frumos, un bărbat ca lumea. Și aveți muntele. Foarte interesant, pentru că ne cade muntele Hermitului. Hermitul este abstinent. Hermitul nu este cel cu pasiune. Ceea ce ne spune nou aici, că acest bărbat cu pasiune este un bărbat evoluat. El nu este un aventurier. El este un bărbat care vine cu experiență. Este experiența de foc, dar și ușurința și libertatea. Inima voastră își dorește să iubească cu libertate, cu pasiune și cu înțelepciune. Inima voastră își dorește să iubească ca un copil, ca un fluturaș, ca un iubit pasional, regele de bute, care este frumos, care este semeț, la fel ca și muntele Hermitului, care vine cu experiență și care își dorește să ajungă pe culminante. Inima voastră este ambițioasă și atunci când iubește, o ia de la zero și urcă până la cele mai înalte culmi. Foarte frumos, vă cade. Priviți imaginea din inima voastră, această pasiune. Acest fluture care reușește să zboare până la soare de pasiune și iubire. Deci se aprinde un mare foc. De două ori am văzut focul. Este și focul bâtei, este și focul soarelui din vârful muntelui. Dar ca să ajungeți acolo, trebuie înțelepciune. Iar înțelepciunea se capătă prin mai multe faze în viața voastră. Dacă ați trecut prin iubiri neîmplinite care n-ați avut pasiune, ați avut greutăți, ați avut neliniște în inima voastră, ați avut spade, am văzut neîmpliniri în iubire. Nu-i nimic.
Nu are importanță ce vârstă avem, ce situație socială sau cum arătăm sau câți bani avem în buzunar. Pasiunea, când se naște, este energia kundalină care vine și deblochează inima. Când se naște pasiunea, nu mai ține cont nimeni de nimic. În inima voastră se va naște pasiunea. Mai departe, pentru gemeni, ce vă spune mentalul vostru, avem nouăle de cupe. Este a doua oară când vă cade această carte. Nouăle de cupe este cei care își deschid centrul inimii, dar își doresc independență. Mentalul vostru vă va spune așa. Hai, înțeleg că inima se aprinde, îi spune mentalul. Mentalul nostru întotdeauna comunică cu inima. El este cam bălăcăresc una pe cealaltă în mod normal, dar la voi ce va spune mentalul? Va spune așa. Eu te înțeleg, măi, inimă, că tu ești pasională, vrei un nou început, ești așa și așa. Dar știi care-i treaba? Eu mentalul spun, păi frate, m-am săturat să mai joc cum îmi cântă alții. Eu am să fiu de sine stătător și nu o să mai mi-asum nicio responsabilitate în această iubire. O să mă bucur de viață, spune mentalul. Ia să vedem. Îl va lăsa inima pe mental să bucure de viață așa liber, fără responsabilități. Vedeți iubire? Păi cam da, iată, avem pașul de bute. Spune nu nimic, îi spune mentalul. Inimii. Uite, mă pot juca cu dragostea ca un copil, pentru că am avut o copilărie grea. Pentru că în copilăria mea n-am avut libertate, a venit momentul să-mi exprim această libertate. Mentalul vostru vă va spune, nu ți asuma responsabilități deocamdată. Iubește, bucură-te de viață, spune mentalul. Acum, dacă asta spune că tarotul ăsta, vă spune și camizea. Nu vă învăț prostii aici, ci citesc tarotul. Și vă spun tarotul. Mai răbdare, mai cunoaște, mai experimentează. Avem justiția. Foarte interesant. De ce? Vă spune mentalul. Să mai așteptați, să mai experimentați, pentru că trebuie să luați hotărârea. Atunci când vă implicați într-o situație de căsătorie, de prietenie pe lungă durată și mai departe, poate să fie și o afacere pe care o iubiți, că și afacerile sunt tot în inima noastră, tot ceea ce facem în această viață trece prin centrul inimii noastre și prin mental. Îți spune mentalul așa, mai ai răbdare, mai mergi și mai experimentează, bucură-te de viață, bucură-te, pentru că despre asta este vorba, bucură-te, mai ai nevoie de experiență emoțională și pentru asta trebuie să treci la acțiune. Experiența aceea emoțională a hermitului de care vă spuneam, muntele pe care îl văzusem aici, muntele și regele de bute, vă duceți aminte? Această experiență a regelui de bute și a muntelui nu se dobândește peste noapte, nu se dobândește uitându-ne la televizor, nu se dobândește citind cărți sau ascultând ce le spun alții, ci se dobândește prin experiența noastră proprie de viață și asta este acum. Nu ne căsătorim cu primul care apare. Multe lume vine și spune, bă, ce ne spui tu aici, să schimbăm iubiții ca pe ciorapi? La ori este bine să schimbați iubiții și ca pe ciorapi, da? Am mai spus asta, cred că am mai spus și în termenul trecută, dar așa mi-a venit în minte să repet. Și iată cum mintea vă spune, mai ai răbdare, va veni momentul în care să te implici emoțional, material, pe lungă durată, dar deocamdată nu este momentul la voi. Haideți să vedem ce ne spune spiritul pentru gemeni. Aveți inima, inima voastră, deci vă cade foarte mult inima voastră aici, în inima voastră s-a produs această transformare, iar persoana cu care să vă puteți implica într-o căsătorie, într-o afacere, poate să fie locul de muncă, poate să fie orice, situația sau persoana cu care vă puteți implica pe lungă durată, va trebui să vină pe aceeași lungime de undă cu inima voastră. Vă trebuie și ei să aibă inima în echilibru și voi și ei
Vor trebui să mergeți în alte situații, să căpătați experiență, pentru că atunci când veniți împreună, să fiți deja maturi ambii. Vedem în centru inimii voastre se află yin și yang, se află alb și negru, se află masculin și feminin, se află pozitiv și negativ. În inima voastră, acolo, totul este memoria inimii voastre. Vibrația are memorie. Aveți așa o vibrație, spuneți, am mai simțit asta undeva, așa mi-a făcut și cu tare, am simțit același lucru când nu știu cine mi-a spus, nu știu ce. Că inima are memorie. Și voi și persoana cu care veți fi, trebuie să fiți încercați de viață și să cunoașteți emoțiile. Atunci când veți simți o anumită emoție de iubire și persoana cealaltă va simți aceeași emoție, relația va fi de lungă durată și solidă. Și asta nu se poate peste noapte. Sunt persoane care se căsătoresc peste noapte ca să fie căsătorite în rândul lumii, de ochii lumii, și descoperă după aceea cu cine s-au căsătorit. Și surpriza apare după aceea. Spiritul vă spune că va mai trebui să vă luptați cu persoane care vin să intre în inima voastră, să vă aducă, iată, energie negativă. Va mai trebui să vă luptați. Vedeți personajul care apare? Cine este această domnișoară? O mai cunoașteți? Cum o cheamă? Vedeți aici personajul care se luptă, da? Se luptă cu persoane care încearcă să intre în inima sa, intră pe negativ, pe culoarea negru, dar nu le permite să intre, da? Pe culoarea negru. Ele vor trebui să intre pe culoarea alb prin partea asta. Deci, iată cum îi țineți la distanță pe toți cei care doresc să intre în inima voastră pe negativ. Și așteptați pe cei care să vină pe pozitiv, bineînțeles. Ia să vedem, vor veni cei pe pozitiv? Dacă vor veni. Trebuie să vă vindecați întâi ca să poți să vină. Iată ce ne arată tarotul. Ne arată cum aici personajul șade și plânge după aceste cupe răsturnate. Deci este cineva care încă se mai gândește la aceste tristeți negative. Da? Și atunci universul îi mai trimite astfel de persoane. Ne întrebăm oarecum de ce atragem, domne, persoanele nepotrivite în dragoste, când noi suntem evoluați, suntem cu inima curate, dorim să iubim și atunci atragem persoane nepotrivite în iubire. Este pentru că, iată, universul vă încearcă, se vadă, tu spui, eu sunt vindecat, eu îmi doresc așa și pe dincolo, de ce întâlnesc aceste persoane? Va trebui să recunoști vibrația din inima ta. Va trebui să recunoști ce ți-aduce acea persoană ție personal. Cum te face să te simți tu în inima ta? Ce spune inima când întâlnești o persoană? Îți bate, ai emoție, dar totodată spune, parcă această persoană îmi dă și o emoție negativă, îmi dă și un stres, nu știu de unde vine. Va trebui să stați de vorbă cu inima voastră, mentalul și inima, să comunice. Vom face tutoriale cum să comunicați mentalul cu inima. Sunt niște tehnici mai avansate de vindecare personală pe care aș dori să le aduc pe canalul de tarot, dar ne-ar trebui să stăm până mâine să vorbim despre ele. Abonați-vă, susțineți-mă ca să pot aduce toate aceste tutoriale pentru voi gratuit, pentru că altfel nu pot să vin aici să le fac gratuit. Dacă avem susținători foarte mulți, atunci venim și facem. Vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru atenția voastră și pentru încrederea voastră. Vă iubesc foarte mult. La revedere!